Vrăjitorul din Oz, de Frank Baum Orașul smaraldelor din ținutul lui Oz Chiar și cu ochii ocrotiți de ochelare verzi, Dorotea și prietenii ei erau orbiți de strălucirea minunatului oraș. Străzile erau mărginite de case frumoase, înălțate toate din marmură verde și împodobite pretutindeni cu smaralde scânteitoare. Au pășit pe un caldarâm din aceeași marmură verde, iar în locurile unde pietrele din caldarâm se uneau, erau șiruri de smaralde așezate des, scânteind de în soarelui. Geamurile erau din sticlă verde. Chiar și cerul de deasupra orașului avea un iz de verde, iar razele soarelui erau verzi. Pe străzi era mult norod. Bărbați, femei și copii ce se plimbau agale, toți înveșmântați în haine verzi și având piele verzuie. Mulțimea se uita cu mirare la Dorotea și la tovară și ei ciudați, iar copiii, când îl văzură pe leu, o luară la sănătoasă și se ascunsă în spatele mamelor lor. Dar nimeni nu le zise nimic. Erau multe prăvălii pe străzi și Dorotea a văzut că tot ce se găsea în magazine era verde. Erau oferite spre vânzare acadele și porumb de culoare verde, tot astfel și încălțări verzi, pălării verzi și haine verzi de tot soiul. Într-un loc, un om vindea limonadă verde și atunci când a fost cumpărată, Dorotea zăi că i s-au dat omului bănuți verzi părea să nu se afle niciun soi de cal sau alt animal. Bărbații cărau ce aveau de cărat în roabe mici, verzi, pe care le împingeau din spate. Toată lumea părea fericită, mulțumită și înfloritoare. Paznicul porților îi purtă pe străzi până ajunsere la o casă mare, taman în mijlocul orașului. Casa asta era palatul lui Oz, marele vrăjitor. În fața ușii stătea de strajă un ostaș îmbrăcat într-o uniformă verde și având o barbă lungă verde. Iată niște străini, îi spuse paznicul porților. Cer să-l vadă pe marele oz. Intrați, spuse ostașul, și am să-i duc solia voastră. Cei cinci tovarăși trecură porțile palatului și fură călăuziți într-o odaie mare, cu un covor verde și mobilă frumoasă verde împodobită cu smaralde. Înainte de a intra în această odaie, ostașul îi puse pe toți să șteargă picioarele de o rogojină verde și după ce se așezară, le spuse respectuos. Faceți-vă comozi în timp ce eu mă duc la ușa sălii tronului spre a pe oz că sunteți aici. A de așteptat o bună bucată de timp până să se înapoieze ostașul. Când în cele din urmă acesta se întoarse, Dorotea îl întrebă. L-ai văzut pe oz? O, nu, răspunse oșteanul. Nu l-am văzut niciodată, dar am vorbit în timp ce el stătea în dosul paravanului său și am transmis solia voastră. A spus că vă primește dacă asta doriți dar fiecare dintre voi trebuie să se prezinte singur și fiecare în altă zi. De aceea, întrucât trebuie să rămâneți împălat preț de câteva zile, am să dau ordin să fiți conduși în odăile voastre unde vă puteți odihni de pe drum. Mulțumim, spuse fetița. E foarte amabil din partea lui Oz. Ostașul suflă într-un fluier verde și îndată intră în odaie o fată tânără îmbrăcată într-o rochie drăguță de mătase verde. Avea părul frumos buclat, verde, ochii verzi. Făcu o plecăciune adâncă înaintea Doroteei zicându-i, Urmați-mă și am să vă arăt odaia. Dorotea își rămas bun de la toți prietenii ei, cu excepția lui Toto pe care îl lua în brațe, și o urmă pe fata verde prin șapte coridoare și urcă trei rânduri de scări până a ajunseră într-o odaie ce dădea spre intrarea în palat. Era cea mai drăguță odăiță din lume, cu un pat moale și plăcut, cu așternuturi de mătase verde și o plapumă de catifia verde, în mijlocul odăii susura o fântână tare micuță, care împrăștea în aer un jet verde, ce cădea înapoi într-un bazin frumos sculptat de marmură verde. La ferestre erau flori frumoase verzi, iar pe un raft era un rând de cărțuli verzi. Când Dorotea a avut să le deschidă, văzu că erau pline cu imagini verzi și ciudate, ce o făcură să râdă că cerau tare caragioase. Într-un dulap atârnau multe rochii verzi, croite din mătase, satin și catifia, și toate îi se potriveau Doroteei de minune. Simțiți-vă în tocmai ca la dumneavoastră acasă, rostifata verde, iar dacă doriți ceva, sunați din clopoțel. Oz o să trimită după dumneavoastră mâine dimineață. Plecă din odaia Dorotei și se duse înapoi la ceilalți. Și pe aceștia îi conduse în odăi și fiecare dintre ei se văzut găzduit într-o parte plăcută a palatului. Însă această amabilitate fu de prisos pentru spereciori căci acesta, când se văză singur în odaie, rămase prostește locului taman în pragul ușii ca să aștepte acolo până dimineață. Întinsul în pat nu-i ținea de odihnă și nici nu putea să închidă ochii, așa că rămase treaz toată noaptea privind țintă la un în mic ce șcesea pânza într-un ungher al odăii, de parcă n-ar fi fost una dintre cele mai frumoase încăperi din lume. Omul de ținichea se întinse în patul său din obișnuință, căci își mai amintea cum era când era făcut din carne și oase. Dar nefiind în stare să adoarmă, își petrece cu noaptea mișcându-și încheieturile în sus și în jos ca să se încredințeze că nu sunt înțepenite. Leul ar fi preferat un pat de frunze uscate în pădure și nu-i fu pe plac că a fost închis într-o odaie, dar avea prea multă minte ca să se necăjească din picina asta, așa că sări în pat și se ghemui ca o pisică și a dormit de îndată torcând. Dimineața următoare, după micul dejun, fata verde veni să o ia pe Dorotea și o îmbrăcă în una din rochiile cele mai frumoase din dulap rochie de brocart verde. Dorotea își puse deasupra un șorțuleț de mătase verde, iar lui Toto o legă în jurul gâtului o panglică verde. Apoi o pornire spre sala tronului mare lui Oz. Întâi ajunsă într-o încăpere mare, unde găsiră multe doamne și domni de la curte, toți îmbrăcați în veșminte bogate. Acești oameni nu aveau nimic de făcut decât să stea de vorbă, dar veneau în fiecare dimineață ca să aștepte în fața sălii tronului, cu toate că nu li se îngăduia niciodată să-l vadă pe Oz. Când intră Dorotea, o privire cu mirare, iar unul dintre ei o întrebă în șoaptă. Vrei într-adevăr să vezi fața lui Os cel cumplit? Negreșit, răspunse fetița, dacă el vrea să mă vadă. O, oh, vrea să te vadă, rosti ostașul care dusese solia lor la vrăjitor, cu toate că nu-i place ca oamenii să-i ceară să-l vadă. Într-adevăr, la început s-a mâniat și mi-a spus să vă trimit înapoi de unde ați venit. După aceea însă m-a întrebat cum arăți și când i-am zis desenul din frunte, s-a hotărât să vă primească. În clipa aceea sună un clopoțel, iar fata cea verde îi spuse Dorotei. Acesta este semnalul. Trebuie să intri singură în sala tronului. Îi deschise o ușă mică și Dorotea a trecut pragul cu îndrăzneală, pomenindu-se într-un loc fermecător. Era o încăpere mare, rotundă, cu acoperișul înalt și boltit, cu pereții, tavanul și dușumeaua, acoperiți cu smaralde mari, puse unul lângă altul. În mijlocul acoperișului lucea o lumină mare, strălucitoare ca soarele, care făcea ca smaraldele să scripească într-un chip nemai văzut. Dar ceea ce o interesa pe Dorotea mai mult și mai mult era marele tron de marmură verde ce domina în mijlocul încăperii. Avea forma unui scaun și strălucea plin de pietre prețioase, ca de altfel tot ce se afla în încăpere. În mijlocul scaunului se afla un cap enorm, fără trup care să-l susțină, fără brațe sau picioare. Nu era niciun fir de păr pe căpățâna asta, dar avea nas și gură și era un cap mult mai mare decât capul celui mai mare uriaș. În timp ce Dorotea stătea cu privirea țintită, plină de uimire și teamă, ochii se răsuciră încet către ea și o privire tăios și neclintit. Apoi gura se mișcă și Dorotea auzi o voce care zise, Sunt toți cel mare și cumplit. Tu cine ești și de ce mă cauți? Vocea nu era atât de fioroasă pe cât se așteptase fetița să iasă din acest cap mare, așa că prinse curaj și răspunse, Sunt Dorotea, cea neînsemnată și umilă. Am venit la tine să mă ajuți. Ochii o priviră cu neîncredere câteva clipe, după care vocea întrebă. De unde ai pantofii de argint? De la vrăjitoarea cerea de la răsărit. Casa mea a căzut peste ea și a omorât-o, răspunse ea. Cum ai dobândit semnul acela pe frunte? Continuă vocea. L-a căpătat pe locul unde m-a sărutat vrăjitoarea cea bună de la mează noapte, când ce-a rămas bun de la mine și m-a trimis la tine, spuse fata. Ochii o privire din nou spre delitor și văzând că fata spune adevărul, Oz o întrebă. Și ce vrei să fac? Trimite-mă înapoi în Kansas, unde se află mătușa mea M și unchiul Henry, răspunse ea cu seriozitate. Mie nu-mi place țara voastră, chiar dacă este așa de frumoasă. Și sunt sigură că mătușa M are să fie nespus de îngrijorată din cauza lipsei mele îndelungate. Ochii clipiră de trei ori, apoi se ridicară spre tavan, coboră spre podea și se în împrejur atât de ciudat încât păreau că văd fiecare colțișor din încăpere. Până la urmă, privirea din nou înspre Dorotea. De ce aș face asta pentru tine?" întrebă Oz. Pentru că tu ești puternic, iar eu sunt slabă. Pentru că tu ești marele vrăjitor, iar eu sunt doar o copiliță." Dar ai fost destul de puternică spre a omorâ pe vrăjitoarea cerea de la răsărit," spuse Oz. Asta s-a întâmplat fără voia mea. N-am avut încotro," răspunse Dorotea cu simplitate. Bine," grei capul, îți voi da răspunsul meu," N-ai niciun drept să aștepți de la mine să te trimit înapoi în Kansas până ce nu-mi faci și tu un schimb un bine. În țara asta, toată lumea trebuie să plătească pentru ceea ce primește. Dacă dorești că eu să-mi folosesc puterea magică să te trimit înapoi acasă, trebuie să faci mai întâi tu ceva pentru mine. Ajută-mă și te voi ajuta. Ce trebuie să fac? întrebă fetița. Omoară pe vrăjitoarea cerea de la apus, răspunse Oz. Dar nu pot, strigă Dorotea, nespus de uimită de cererea lui Oz. Ai omorât-o pe vrăjitoarea cerea de la răsărit și îi porți pantofii de argint care au o putere magică. În toată țara asta nu se mai află decât o singură vrăjitoare rea. Și când ai să-mi poți spune că este moartă, atunci am să te trimit înapoi în Kansas, nici de cum înainte. Fetița a început să plângă, atât era de descurajată, iar ochii clipiră din nou și o privire neliniștiți, de parcă marele oz simțea că ea ar putea să-l ajute dacă ar vrea. N-am omorât niciodată pe cineva de bunăvoie, spuse ea plângând în hohote. Și chiar dacă aș vrea să fac, cum să o omor eu pe vrăjitoarea ce rea? Dacă tu, care ești mare și cumplit, nu poți să o omori, cum te aștepți să fac eu una ca asta? Nu știu, grei capul, dar acesta este răspunsul meu și până nu moare vrăjitoarea ce rea, n-ai să-i vezi pe unchiul și pe mătușa ta. Amintește-ți că vrăjitoarea este rea, înspăimântător de rea și trebuie ucisă. Acum du-te și să nu cer să mă vezi până nu ți-ai îndeplinit sarcina. Dorotea părăsise la tronului îndurerată și se întoarse în încăperea unde leul, speriecior și omul de tinichea așteptau să afle ce a zis Oz. Pentru mine nu mai e nicio nădejde," spuse fetița întristată. Oz nu vrea să mă trimite acasă până nu o omor pe vrăjitoarea ce era de la apus. Și asta n-am să pot face niciodată." Prietenii Doroteei se întristară, dar nu putură face nimic ca să o ajute. Așa că Dorotea se duse în odaia ei, se întinse în pat și plânse până a dormi. Dimineața următoare, ostașul cu favoriți verzi veni la speriecior și îi spuse. Vino cu mine, o a trimis după dumneata. Speriecior îl urmă și fu primit în marea sala a tronului, unde văzu o femeie nespus de frumoasă șezând pe tronul de smaralde. Era îmbrăcată într-o mătase vaporoasă verde, iar pe buclele sale verzi purta o coroană de nestemate. Din număr îi creșteau aripi în culori splendide, atât de ușoare încât să le gânau la cea mai mică adiere care le atingea. După ce Speriecior făcu în fața minunatei ființe o plecăciune atât de frumoasă pe cât îi îngădeau paiele cu care era umplut, aceasta îl privi blând și îi spuse. Sunt toți cel mare și cumplit. Tu cine ești? De ce mă cauți? Speriecior, care se aștepta să vadă capul cel mare despre care îi vorbise Dorotea, era tare uimit, dar îi răspunse cu curaj. Sunt numai o beată speretoare, umplută cu paie. Prin urmare, nu am minte și am venit la dumneavoastră să vă rog să puneți în capul meu creier în loc de paie. Să pot fi astfel un bărbat ca orice alt bărbat dintre supușii dumneavoastră. De ce aș face asta pentru tine? întrebă femeia. Pentru că dumneavoastră sunteți înțelept și puternic și nimeni altul nu mă poate ajuta, răspunse sperecior. Nu fac niciodată favoruri fără să obțin ceva în schimb, spuse Oz. Dar pot să-ți găduiesc următorul lucru. Dacă o omor pe vrăjitoarea cerat de la apus, o să-ți dăruiesc multă minte, un creier atât de bun, încât vei fi cel mai înțelept bărbat din întreg ținutul lui Oz. Eu credeam că i-a cerut Dorotei să o omoare pe vrăjitoare, spuse mirat speriecior. Așa am și făcut, însă nu-mi pasă cine o omoară și până ce nu va fi omorâtă, nu-ți îndeplinesc dorința. Acum du-te și să nu mă mai cauți până ce nu vei câștiga creierul pe care ți-l dorești atât de mult. Sperie se întoarse mâhnit la prietenii săi și le istorisi ceea ce îi spusese Oz. Dorotea se arătă foarte mirată să afle că marele Oz nu a fost un cap, cum îl văzuse ea, ci o făptură frumoasă. Tot una e, spuse Sperecior. Are nevoie de o inimă la fel de mult ca omul de tinichea. A doua zi dimineață, ostașul cu favoriți verzi veni la omul de tinichea și îi spuse. Oz a trimis după dumneata. Urmează-mă. Așa că omul de tinichea îl urmă și s în sala mare a tronului. Nu știa dacă îl va găsi pe Oz în chip de făptură frumoasă sau de cap, dar nădăjduia că va fi femeie, pentru că își spunea el, dacă este un cap, sunt încredințat că nu o să-mi dea inimă, deoarece un cap nu are inimă și nu poate simți nimic pentru mine. Dar dacă e femeia cea frumoasă, o voi implora să-mi dea inimă, căci se spune că toate femeile sunt bune la inimă. Dar când domul de tinichea intră în sala tronului, nu văzu niciun cap și nici o femeie, pentru că Oz se prefăcuse într-o fiară cea mai groaznică cu putință. Era aproape tot atât de mare cât un elefant, tronul cel verde părând că de-abia dacă putea ține o asemenea povară. Ligioana avea un cap ca de rinocer, numai că în loc de doi ochi avea cinci. Din trup îi creșteau cinci brațe lungi și mai avea și cinci picioare lungi, subțiri. Era în întregime acoperit cu păr des și rănos. Nimeni nu și-ar fi putut închipui un monstru mai spământător. Era o fericire că omul de tinichea n-avea încă o inimă, pentru că i-ar fi bătut cu putere și repeziune de frică. Fiind numai de tinichea, omul de tinichea nu se sperie cât uși de puțin, cu toate că era foarte dezamăgit. Eu sunt oz cel mare și cumplit, răcni fiara cu o voce care răsună ca un muget. Tu cine ești? De ce mă cauți? Sunt un tăietor de lemne făcut din tinichea. De aceea n-am inimă și nu pot iubi. Mă rog ție să-mi dai o inimă spre a fi la fel ca toți oamenii. De ce aș face una ca asta? întrebă Ligioana. Pentru că îți cer eu și pentru că numai tu poți să-mi deplinești rugămintea, răspunse omul de tinichea. Oz mărie încet și zise morocănos. Dacă îți dorești cu adevărat o inimă, trebuie să o câștigi. Cum? întrebă omul de tinichea. Ajută pe Dorotea să o pe vrăjitoarea cerea de la apus, răspunse fiara. Când vrăjitoarea va fi răpusă, vină la mine și îți voi da inimă, cea mai mare, mai miloasă și mai iubitoare din tot ținutul lui Oz. Astfel, omul de tinichea a fost nevoit să se întoarcă necăjit la prietenii lui și să le povestească despre fiara înfricoșătoare pe care o văzuse. Toți se minunară ce mult echipul putea să-și ia marele vrăjitor, iar leul zise, Dacă atunci când mă duc eu are să fie cu chip de fiară, am să scot răgetul cel mai puternic de care sunt în stare și am să-l sperii atât de tare încât o să-mi îndeplinească dorința. Dacă o să fie femeia cea frumoasă, Mă voi preface că mă repet la ea și astfel am să să mi deprimească părunca. Dacă o să fie capul cel mare, va fi la mila mea, fiindcă am să rostogăresc capul acesta prin toată încăperea până când făgăduiește că ne dă ceea ce dorim. Așa că fiți voioși, prietenii mei, că și totul are să meargă ca pe roate. A doua zi de dimineață, ostașul cu favoriți verzi îl conduse pe leu în sala mare a tronului și îl pofti să intre la oz. Leul intră numai decât pe ușă și aruncându-și privirea prejur. Spre mirarea lui, văzu că în fața tronului se afla un glob de foc, atât de înspăimântător și dogoritor, încât abia dacă putea să-l privească. Primul său gând, Fucă Oz, printr-un accident, căzuse în foc și ardea, dar când încercă să se apropie, căldura fu atât de aprigă încât îi pârlim mustățile, așa că se tâlă înapoi tremurând, rămânând într-un loc mai aproape de ușă. Apoi o voce, joasă, blândă, veni spre globul de foc rostind. Sunt toți cel mare și cumplit. Tu cine ești de ce mă cauți? Leul răspunse. Sunt un leu laș care mă sperie de și cine și am venit la tine să te rog să-mi dorești curaj ca să fiu cu adevărat regele animalelor, așa cum mă numesc oamenii. De ce ți-aș da curaj? întrebă os. Pentru că dintre toți vrăjitorii tu ești cel mai mare și numai tu ai putea să-mi îndeplinești rugămintea, răspunse leul. Globul de foc dogori o bucată de vreme, apoi vocea spuse. Adum dovada cum că vrăjitoarea cerea de la apus este moartă și atunci îți voi da curaj, dar atâta timp cât ea trăiește, vei rămâne un laș. Leul se mânie la auzul acestor vorbe, dar nu putu răspunde nimic și în timp ce se stătea mișcat și tăcut privind fix la globul de foc, căldura deveni așa de groaznică încât să-și pe ușa afară din încăpere. Era bucuros să-și reîntâlnească prietenii care îl așteptau și le povesti despre groaznica lui întâlnire cu vrăjitorul. Ce ne facem acum?" întrebă Dorotea tristă. Nu putem face decât un singur lucru," răspunse leul, și anume să ne ducem în țara închiezilor, să o căutăm pe prejutoarea cerea și să o omorâm." Și dacă nu o să izbutim?" întrebă fata. Atunci eu nu voi avea niciodată curaj," zise leul. Iar eu nu voi avea niciodată minte," adăugă speriecior. Iar eu nu voi avea niciodată inimă," zise omul de tinichea. Iar eu n-am să-i mai văd niciodată pe mătușa M și unchiul Henry," spuse Dorotea, începând să plângă. Fii cu băgare de seamă," strigă fata cea verde. Lacrimile au să cadă pe a verde de mătase și o să păteze." Așa că Dorotea a șterse ochii și spuse. Cred că trebuie să încercăm, dar știu sigur că nu doresc să omor pe nimeni, nici chiar ca să o văd din nou pe mătușa M." Merg și eu cu tine," zise leul, numai că sunt prea lași ca să omor o vrăjitoare. Merg și eu," rosti sperieciori. Dar nu-ți poți de prea mare folos, că sunt atât de prost. Eu n-am nici cât să fac rău unei vrăjitoare, zise omul de tinichea. Dar dacă voi vă duceți, desigur că merg și eu cu voi. Astfel că hotărâre să pornească la drum a doua zi de dimineață, iar omul de tinichea își a scutit oporul de o piatră de moară verde și își bine toate încheieturile. Sperie George se umplu cu paie proaspete, iar Dorotea îi dădu cu vopsea proaspătă la ochi ca să vadă mai bine. Fata cea verde care fune spus de bună cu ei, umplu coșulețul Dorotei cu bucate gustoase și atârnă de gâtul lui Toto un clopoțel pe o panglică verde. Se duseră devreme vreme la culcare și dormiră buștean până se crăpă de ziua, când fură deșteptați de cucurigul unui cocoș verde ce și avea cotețul în curte din spatele palatului și de cotcolăcitul unei găini ce o oase un ou verde.